Cel mai rău a nins în zona de nord a Mehedințiului, însă probleme au fost și pe drumurile județene aflate în apropierea Severinului. Din cauza cantităților mari de zăpadă ce au căzut în ultimele ore, a fost imposibil de circulat pe anumite sectoare de drum. Pe drumul județean care duce către Jidoștița se circulă foarte greu, a nins fără încetare și deși au intervenit utilajele de dezăpezire, acestea nu pot face față, așa că unii șoferi sunt nevoiți să se întoarcă din drum. Și nu au putut înainta, până ce în zonă nu și-a făcut apariția un utilaj de dezăpezire. Nu puteți să urcați. Nu puteți urca. Mai încercăm o dată. Credeam că e utilaj de la dezăpezire, dar e un tractor de-al lor. Greu pe aici, așa-i? Cam greu. Au băgat cu ceva pe aici. Da, a trecut, trebuie să vină acum unul, dar... Dar ninge probabil și o depune și se face alunecuș. Da, e cam... e topită jos și alunecă. Mai încercați odată? Mai încercăm, nu avem încotro. Vreți să ajungeți departe? La Cireșu. Câțiva șoferi care și-au încercat norocul au spus că zăpada face mari probleme, mai ales în nordul județului. Chiar dacă se intervine cu utilaje, zăpada densă face ca totul să fie în zadar. La Cireșu. Cum e drumul? Foarte rău. De-abia urcai. S-a intervenit cu ceva pe acolo? E un tractor, dar ar trebui și niște nisip. Nu face față? Da. E zăpada mare? Da. Cam cât are? E mai mare ca aici. 20 cm. Aveți tot ce vă trebuie? Eu am, da? Dar ce să faci și cu alea? Probleme au fost și în zona Strehaia, la Hurducești. Cu greu se putea ajunge în sat. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar familia abia a răzbit cu ea prin nămeți. La Breznița de Ocol, un singur utilaj a intervenit doar pe ulița principală. Restul comunei a rămas sub nămeți. Codul portocaliu a fost instituit de autorități vineri la ora 18. De atunci a nins fără oprire. Între timp, meteorologii au transformat avertizarea în cod galben pentru următoarele ore.